Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altii acest lucru, o noapte dă de știre altei despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui și soarele ca un mire care răsare din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt al cerurilor. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Să vorbim astăzi despre ceruri, dragii mei. Ce știți despre cer? Cum se ajunge acolo? Este o cale presărată cu flori spre cer? Sau o cale presărată cu spini? Cine va ajunge în cer? Toți? Sau doar o elită de oameni? Cineva care este special pentru Dumnezeu? Prima dată când a zburat Gagarin în cosmos, s-a întors pe suprafața Pământului și a declarat că nu a văzut pe Dumnezeu. Mari aplauze și mare bucurie din partea ateilor comuniști care așteptau ca să dovedească că nu-i Dumnezeu. Gagarin a străbătut primul cer, a ajuns în cosmos și nu a găsit pe Dumnezeu. Și s-a întors spunând că nu există Dumnezeu. Deci, veți vedea astăzi că cineva a mers mai sus decât Gagarin și l-a găsit pe Dumnezeu. Dar rămâneți cu noi până la sfârșit. Vom vorbi despre ceruri, fiindcă în Biblie găsim acest cuvânt nu doar la singular ca și cer, dar la plural ca și ceruri. Și pentru început vreau ca să vedem perspectiva marilor religii asupra cerului. Apoi vom vedea ce spune Biblia despre cer. Și în ultima parte a lecției, da, numai nu în ultimul rând, fiindcă e prioritate, vom vedea cum să ajung și eu în cer. Bun, să mergem înainte. Ce cred budiștii și hindușii despre cer? Ei cred că sunt mai multe domenii spirituale cerești. Cerul pentru ei constituie o oprire temporară, un stop, după care o persoană fie se renaște sau se reîncarnează, cum spunem noi, pe acest pământ, fie accede spre nirvana sau starea de Buddha, care reprezintă cel mai înalt nivel spiritual, superior chiar și cerului. Asta e perspectiva budiștilor și hindușilor asupra cerului. Ce cred musulmanii despre cer? În cer ajung doar bărbații, spun musulmanii, așa că atente femeile. Un loc de bucurie și fericire, cu grădini unde curg izvoare de lapte și vin, cu corturi în care se află femei frumoase, neapărat fecioare. Cei care mor ca martiri au locuri de cinste acolo în cer. Foarte interesant. Doar din descrierea aceasta vreau să fiți foarte atenți la două detalii. În cer ajung doar bărbații. Un detaliu. Dar un alt detaliu, pe acești bărbați acolo în cer îi așteaptă femei fecioare în corturi. Întrebarea mea, cum au ajuns aceste femei acolo? Și plus, spune că martirii au locuri de cinste acolo. De asta și s-aruncă acești musulmani ca să moară pentru religia lor. Fiindcă ei așa gândesc că în ceruri îi așteaptă râuri de vin și de lapte și femei în corturi, femei fecioare. Ce cred iudeii despre ceruri? Ei cred așa, în cer sufletul se bucură de cea mai mare plăcere posibilă, o percepere a divinității și un sentiment de apropiere de Dumnezeu mai intens decât pe acest pământ. Mulți dintre evrei cred că aici vor ajunge doar poporul lor iudeu, descendenții lui Avram. Și acum a ajuns momentul să vorbim despre perspectiva creștinilor asupra cerului. Cum privesc creștinii la cer? Cum gândesc creștinii că este cerul? La 2 Corinteni 12, de la 2 la 4, găsim scris așa. Pavel vorbește. Eu cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai. Și auzi cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Dragii mei, observați, Pavel a fost răpit până în al treilea cer. Acum e momentul ca să vorbim despre
acest cer. Dar nu înainte ca să fac diferența dintre cerul 1, care îl vedem cu toții, cerul 2, care l-a văzut Gagarin, asta e cosmosul, și cerul 3, care vom vedea cei cu dânsul. Deci, a doua coloană sau al doilea punct la această prezentare, vreau ca să vedem cerurile din perspectiva Bibliei. Din limba ebraică avem două cuvinte care descriu cerul. Unul e Shamaim, care arată spre cer sau ceruri, și altul e Gan, care arată spre grădina regală sau Eden, care ambele Cornicul le-a tradus în Biblie ca și cer. Uneori este Edenului, în altă parte îl găsim ca și cer. Din greacă sau în Noul Testament, cuvântul cer îl mai întâlnim și cu această expresie paradeisos sau paradis sau cer, rai. Acum hai să vedem cerul 1. Cerul 1, după cum vedeți și la ecran, da? Geneza 1 cu 20 spune că Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări unde? Deasupra pământului, pe întinderea cerurilor sau pe întinderea cerului. Deci să mișune apele de viețuitoare, asta înseamnă jos, și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Asta este cerul 1. Geneza vorbește despre crearea păsărilor care zboară deasupra pământului pe fața întinderii cerurilor. În acest caz, termenul ceruri se referă la atmosfera terestră, la cerul vizibil. Da? Am spus cu toții, ridicăm ochii și vedem cerul. Acesta este primul cer, cerul numărul 1. Al doilea cer, în care ajunge și Gagarin, îl găsim la Isaia 13:10. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Deci Isaia menționează stelele cerurilor și constelațiile, ceea ce noi numim azi spațiu cosmic. Deci a fost, am spus, cerul 1, această suprafață a atmosferii, acest înveliș care disparte cosmosul de pământ, da? Și apoi este al doilea cer, care este cosmosul, care, am spus, a fost acolo Gagarin, în acest spațiu cosmic, acum ajung toți cosmonauții, și asta e spațiu care îl mai numim noi spațiu cosmic, în care sunt toate galaxiile, planetele, constelațiile, și acesta este cerul numărul 2. Cerul numărul 3, în care a ajuns Pavel, în care n-a ajuns Gagarin, în care vreau să ajung eu și poți ajunge și tu, îl găsim la Matei 18:10. Feriți-vă să nu difăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Deci, observați, fața Tatălui meu care este în ceruri. Unde? În ceruri. În care cer? Nu-i cerul 1, nu-i cerul 2 în cosmos, e cerul 3. Biblia vorbește despre ceruri ca fiind locul în care locuiește Dumnezeu. Și spune că îngerii se află și ei în cer. Termenii cer și ceruri nu sunt simple metafore, ci descriu o locuință reală. Cum să ajung în cer? Asta e ultima întrebare la care vreau azi să răspund. Am văzut perspectiva marilor religii despre cer. Am văzut ce spune Biblia despre cer, cerul 1, cerul 2, cerul 3. Și acum vreau să răspund la întrebarea cum pot să ajung și eu și dumneata, iubit ascultător, în cer. Și am folosit aceste trei litere de la cuvântul cer. Ce, e și reda, ca să descriu calea către cer. Primul, ce? Cum ajung în cer? Prin credință. La Romani 10:10 găsim scris așa: căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci, cum ajung în cer? Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura. Apoi la Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. Observați două texte care vi le-am dat, care arată că în cer se ajunge prin credință. Sunt mult mai multe texte, am ales doar două. În cer se ajunge prin credință. Doi, cuvântul E. După ce ai crezut în Dumnezeu, după ce ai mărturisit păcatele, te-ai pocăit, a doua literă E
vorbești despre evlavie. Încerci să ajunge printr-un trai evlavios. 1 Timotei 6, mă iertați, la 3 la 6, spune așa. Dacă învață cineva pe oameni în învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, îi plin de mândrie și nu știe nimic. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci, dacă învață cineva pe oameni, dacă cineva crede, se pocăiește, cum spune el, mărturisește, dar nu trăiește în evlavie, atunci e plin de mândrie, nu știe nimic, nu ajunge în cer omul ăsta. Mulți cred că dacă am spus o frază, două așa din gură, apoi atunci se întâmplă ceva misterios și se deschid cerurile pentru mine. Fals, dragii mei! Dacă ați crezut până azi așa, ați crezut o minciună. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, dar ești mântuit dacă trăiești într-un fel evlavios plăcut Domnului. Ce folos că ai o formă de evlavie, dar nu ai conținut. Ce folos că ai un ambalaj frumos, dar nu ai nimic conținut în tine. Deci, primul a fost credința, doi, evlavie. La Evrei 12:28 găsim scris așa. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Cum? Cu evlavie și cu frică. Mai sus spune Pavel, evlavia plus mulțumire mare câștig. Apoi la Evrei găsim scris, evlavie și frică. Observați, e bună credința, dar credința trebuie împletită cu evlavie. Cu un mod de viață evlavios, cu un mod de viață după voia lui Dumnezeu. Și am ajuns la treia literă, R, re. Deci a fost C, credință, E, evlavie, R, cer. Cum se ajunge în cer? Cu răbdare, răbdare. Evrei 6, 11, 12. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc ce? Făgăduințele. Foarte frumos. Cum să ajunge în cer? Prin credință și răbdare moștenești făgăduințele. Spunea cineva, încetul se face oțetul, nu repede. Așa că încet, dragii mei, 1. Pocăiți-vă. 2. Trăiți evlavios cum cere Biblia. Și 3. Aveți răbdare. Cerul e locul pregătit pentru voi și pentru mine. Domnul Iisus la Ioan 14, de la 1 la 3, spune așa. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spune Iisus, în casa Tatălui meu sau în ceruri. Sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde locuiesc eu, să locuiți și voi. Cât de frumos, dragii mei! Iisus s-a dus să ne pregătească un loc. Așa că să avem credință, să trăim evlavios și să avem răbdare. Cerul e un loc real. Am ajuns la aplicare. Unde vei merge, iubit ascultător, după ce vei părăsi acest pământ? Credința sau religia pe care tu o ai îți oferă siguranța vieții veșnice? Acum mulți se bat cu pumnul în piept. Eu sunt ortodox, sunt catolic, sunt adventist, baptist, penticostal, eu știu, sau altceva, altă confesiune, nu contează. Nu contează numele care îl porți în frunte. Credința care tu ai îți oferă această garanție că ai să vezi cerul? Dacă această credință nu îți oferă această garanție, poți să o schimbi, că nu e bună de nimic. Fiindcă în Sfânta Scriptură vei găsi pe paginile ei, din Geneza până în Apocalipsa, promisiuni, pentru noi oamenii că vom moșteni împărăția, vom moșteni cerul. Întrebarea mea pentru tine, iubit ascultător, ai să fii și tu acolo? Ce ar trebui să faci potrivit lecției de azi ca să vezi cerul? Să-l vezi și chiar să locuiești acolo pentru veșnicie. Nu vrei să te pocăiești chiar acum? Să crezi în Iisus și apoi să trăiești plin de evlavie și răbdare până la venirea Domnului Iisus? Eu m-am pocăit cu 21 de ani în urmă. Și acum caut să trăiesc în evlavie și am răbdare că într-o zi a să zică tata, vin acasă, rog iubit. Sunt două opțiuni, sau mor și ajung acasă la Domnul, sau vine Domnul să mă ia, oricum ne întâlnim.
Asta spune Biblia. Dar tu, drag ascultător, ai această siguranță. Dacă n-ai această siguranță, te invit chiar acum, acolo unde ești, să te pocăiești. Îngenunchează și roagă-te cu mine. Spune așa: Doamne, iartă-mi păcatele. Recunosc că ai murit pentru mine ca eu să trăiesc pentru tine. Doamne, recunosc că sângele tău a curs ca să speli păcatele mele. Doamne, accept prin credință jertfa ta. Vreau să trăiesc pentru tine. Dă-mi Duhul tău cel Sfânt ca să pot trăi în evlavie. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Vreau să moștenesc cerul. Vreau să văd fața ta. Dă-mi putere ca să te urmez, să te mărturisesc și la alții. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Roagă-te, ți-am dat un model, dar nu neapărat așa să spui. Îngenunchează în camera ta și spune Domnului tot ce ai pe inimă. Și apoi caută să trăiești evlavios. Ai răbdare și ai să vezi cerul. Citește Biblia și neapărat să găsești o biserică evanghelică sănătoasă în care să predică Evanghelia, în care să învață Biblia. Nu doar ritualuri. Și să mergi acolo. Și drag prieten, la Marcu 16:16 așa e scris: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Ai crezut acum? A rămas ca să te botezi. Dacă nu știi cum, nu știi unde, n-are cine, scrie-mi în particular, te ajut. Scrie-ți un comentariu. Eu te ajut ca să fii un credincios autentic, botezat, ucenic al lui Iisus Hristos. Domnul să fie cu tine. Și dacă n-ați ne mai vedem pe acest pământ, doresc foarte mult să mă întâlnesc cu tine în ceruri.